Vandalele românești vor fi în piețele din țară în perioada sărbătorilor. Fermierii care vor recolta din solarii salata, ceapa verde sau ridichile spun că încearcă să țină sub control costurile de producție, astfel încât să nu fie nevoiți să scumpească prea mult trufandalele din extrasezon. Vă invit să urmăriți un reportaj realizat de Marilena Dinu, colega mea din Buzău. Mircea Tatu cultivă legume în solarii care pot fi încălzite pe timpul iernii. Legumicultorul buzoian aprovizionează mai multe piețe din regiune până la sfârșitul lunii ianuarie. Urmează să recolteze peste 4.000 de căpățâni de salată verde, care este ultima cultură din acest an. Cam într-o săptămână o să începem să rupem din ea. E o salată foarte bună, cu gust, cu foliaj puternic. E o salată tip căpățână. Legumicultorul buzoian muncește pe brânci pentru a putea aproviziona piețele agroalimentare în perioada premergătoare sărbătorilor. Ce se întâmplă? Adică toate prețurile au crescut și nu e chiar așa de ușor, adică să produci foarte ieftin, când nu se mai poate. Noi zicem, dar în fiecare zi prețurile cresc și nouă la fel ne cresc prețurile. Aici sămânța cu înființatul, cu folii, cu apă, cu... Nu mă refer numai la salată, în general la toate legumele. Fermierii fac eforturi să mențină costurile de producție scăzute pentru a evita o creștere semnificativă a prețurilor acestor produse de sezon. Important este ca vremea să fie blândă în următoarele săptămâni. Sămânță mari, domnule, mari. Vai de capul nostru. Prețul mare? Cu pe, da, sigur că da. Mari. Extra. Salata. Tot ce vedeți, toate scumpe. 2 lei, 2,50 lei, cam aici va fi prețurile. Și la ridic? Și la ridic, probabil un 2 lei, la fel, tot, un 2 lei, un 2,50 lei, cam aici ar trebui să meargă. În piața centrală a Buzăului, o salată costă 3 lei, 2 lei legătura de ridic, iar un mănunchi cu câteva fire de ceapă verde costă tot 2 lei. Omul e convins că prețurile vor exploda în următoarele săptămâni. La cum evoluează prețurile trufandalelor în extrasezon, consumatorii sunt convinși că legumele și verdețurile autohtone vor ajunge să concureze cu prețurile cărnii de porc în perioada sărbătorilor de iarnă. Cred că o să fie mai ridicată ca carne, precum carne de porc. Ce să mai... Asta e. Varza va fi scumpă, că deja acum asta care e murată e scumpă. Vă dați seama că se va face la Crăciun. Spunea cineva că a pățit într-un an când mai mult a dat pe varză decât pe carne. În perioada rece, cultivarea legumelor necesită de obicei solarii sau sere încălzite, iar cheltuielile suplimentare pentru energie, încălzire și alte resurse fac ca prețurile de producție să crească.